am găsit la o nouă ediție a emisiunii Decupaj din Realitate, o emisiune care adună materialele primite de la voi din toată țara și mai apoi le transmite aici pe Alfa Omega TV. În anul 2022, oamenii au fost înfometați după întâlnirile publice care au avut loc și au luat cu asalt fiecare eveniment organizat. Pastorul Gabi Zăgrean spune că oamenii îl vor căuta cu ardoare pe Dumnezeu în 2023, iar un interes deosebit îl au și tinerii în a organiza evenimente evanghelistice care să-L prezinte pe Dumnezeu. Dragii mei, acest material pe care îl fac cu ajutorul lui Dumnezeu este de fapt o reacție la o provocare pe care postul de televiziune Alfa și Omega mi l-a făcut pentru a aduce câteva cuvinte ca un fel de retrospectivă acestui an 2022 și sigur îmi face plăcere să spun câteva lucruri, mai ales că pentru mine personal acest an 2022 a fost un an foarte interesant, complex, cu lucruri la care mă așteptam și cu lucruri la care nu mă așteptam, care mi-au depășit așteptările și sunt chiar mulțumit să zic că depășirea așteptărilor este ceva pozitiv, că poți să ai așteptări bune și să se întâmple altfel. Așa că acest an 2022 a fost un an care l-aș numi un an de reacție. Pentru că, iată, după pandemie, toți ne întrebam cum o să fie, apoi a venit problema cu războiul și din nou au fost lucrurile foarte tensionate în mințile și în inimile noastre și chiar, să spunem, și la granițele noastre. Și din cauza asta nu știam exact ce o să se întâmple și cum o să reacționeze, vorbesc acum în special poporul român, la cuvântul Evangheliei, la provocările care au legătură cu sufletul. Odată această reacție am văzut-o pur și simplu prin liderii care într-adevăr și-au dorit în 2022 ca să provoace și să organizeze cât mai multe evenimente. Pe toate palierele am văzut asta. Eu însumi fiind implicat în multe zone, în multe evenimente și în evenimentul care deja e cunoscut cu Misiunea Speranța din luna iulie, unde am avut peste 18 slujbe concomitent în fiecare zi, în diferite orașe mai mari sau mai mici, în sală de sport, case de cultură sau pe stadioane. Și am văzut dorința celor care ne-au contactat că vor să creeze aceste evenimente. Nu am reușit să facem față cât au dorit oamenii. La fel mi s-a întâmplat și mie personal. Pot să spun că a fost unul dintre cei mai grei ani din ultimii 10-15 în care am văzut într-adevăr că atât de mulți oameni din România și din diaspora au dorit să facă ceva. Chiar acum când înregistrez acest material, am o grămadă de telefoane și de dorință și o listă în așteptare care nu mai pot să o împlinesc și o mut pe 2023. Asta a însemnat o reacție, o reacție pentru a fi evenimente. Apoi sigur că am zis să măsor dorința liderilor, care este una corectă și biblică, într-un moment în care oamenii sunt derutați, nu mai știu ce să facă, nu știau dacă în toamna asta va veni din nou restricțiile și atunci am zis, da, reacția a fost și una amânată de oarecare incertitudine, dar și una corectă, cum am spus, că așa trebuie să fim, adică trebuie să venim noi lideri spirituali pentru a ajuta oamenii care sunt afectați de lucrurile care se întâmplă în preajma lor. Apoi am zis, războiul a avut și el un rol, dar am zis, asta vor liderii. Și atunci a venit un al doilea aspect care se numește prezența la aceste evenimente. Spuneam în debut că nu mă așteptam la chestiunea asta, pe de o parte, pentru că ziceam, oamenii cred că o să fie puțin, o să le fie frică de adunat împreună, că au rămas cu niște sechele, de interdicții, de așa mai departe, au pierdut oameni dragi și vor fi reticenți la o adunare publică. Dar în ce privește multe evenimente din vara asta care au fost în aer liber, am mizat că nu o să fie așa. Așteptarea s-a depășit pentru că oriunde am făcut o estimare și noi și cei care au organizat de, să zic, o să vină 1000 de oameni, tot timpul au venit 2000, chiar peste, dar să fiu decent, tot timpul a fost dublu prezența la cât s-au așteptat oamenii. Asta a fost o bucurie foarte mare, care arăta foarte clar că poporul român are nevoie de Dumnezeu,
are nevoie de învățătură, are nevoie de vindecare și oricum are nevoie de o manifestare a darurilor duhovnicești pe care Hristos le-a lăsat în biserica sa. Deci atunci, spunem, a fost dorință, s-au întâmplat extrem de multe evenimente și apoi putem să spunem cu bucurie că a fost prezență. Comparând cu ceilalți ani, respectiv dinaintea pandemiei, în care trebuia să constatăm toți liderii o scădere a prezenței și interesului omului pentru biserică, pentru slujbe și pentru evenimente duhovnice și spirituale. Așa că pot să punctez asta pentru 2022, în ce privește lucrurile care le-am spus, și mai pot să spun ceva care mi-a plăcut. Am văzut într-adevăr un interes al celor tineri pentru a participa, da, odată, și doi, pentru ca ei însuși să se implice. Și acum s-au implicat prin faptul că ei au devenit, mulți dintre generația mai tânără decât mine, ori co-organizatori, ori efectiv organizatori. Mai ales în orașele importante din România s-au creat foarte multe evenimente, chiar și acum pe final de an am văzut foarte multe concerte de colinde, cu mesaj, cu implicare fel și fel, cu târguri de Crăciun în care nu numai că s-au... Dacă ești într-o relație cu Hristos, atunci trebuie să știi că suntem răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos. Noi avem și o moștenire spirituală pe care o dobândim de la părinții noștri, însă datorită relației cu Hristos, noi putem revendica răscumpărarea pentru viața noastră și viața copiilor noștri. Haideți să aflăm mai multe despre acest subiect de la pastorul Aurelian Barbu de la Biserica Dunamis din București. Aș vrea să tratez două aspecte care cred că sunt foarte importante într-o familie, și anume responsabilitatea și autoritatea părinților. Dar ordinea este cea pe care am numit-o. Mai întâi responsabilitatea și apoi autoritatea. Doar o autoritate exercitată fără a-ți asuma responsabilitatea dată de Dumnezeu devine o autoritate abuzivă sau un control sau un legalism sau un fanatism. Și de aceea foarte mulți copii au fost accidentați spiritual și emoțional pentru că părinții nu au știut decât autoritate și autoritate, și Biblia ne învață mai întâi despre responsabilitate și apoi despre autoritate. Așa, un principiu general ar fi că înainte să îți exerciți autoritatea sau să ai pretenția să fii ascultat, trebuie mai întâi să îți îndeplinești responsabilitatea față de acel copil care ți s-a încredințat. Și de unde luăm lucrul ăsta? Păi îl luăm exact de la Dumnezeu, pentru că așa face Dumnezeu. Dumnezeu, înainte să ne ceară nouă ascultarea de El, mai întâi și-a asumat responsabilitatea recuperării, mântuirii, a răscumpărării noastre. Și când Dumnezeu a venit cu un plan, cu o ofertă, apoi Dumnezeu cere ascultare și supunere când omul cunoaște, înțelege această ofertă a harului, a mântuirii și o acceptă în viața lui. Apoi, automat, în mod natural, se face trecerea la supunere și la autoritate. Noi, ca și părinți, ar trebui, de asemenea, să urmăm acest model al lui Dumnezeu. Și anume, înainte de a le cere copiilor ascultare și supunere și disciplină și lucruri care sunt ok, sunt bune, mai întâi să ne asumăm responsabilitatea de a le da, de a le oferi ceea ce au nevoie. Și cum se întâmplă lucrul acesta? Păi, ca să poți da ceva, mai întâi tu trebuie să deții. Ca să dai, trebuie să ai. Dacă tu nu ai, nu ai ce să dai. E o logică simplă, nu? Dragi părinți, cei care încă nu aveți copii, asigurați-vă că mediul spiritual în care ei se vor naște este unul propice, adică unul duhovnicesc. De ce este important? Păi uitați ce ne spune Sfântul Petru.
În 1 sa epistolă, capitolul 1, versetele 17 la 19, dar 18 este versetul cheie, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul călătoriei voastre, a priveghiei voastre pe acest pământ. Deci mai întâi, dacă te raportezi la Dumnezeu, mai întâi onorează-L, respectă-L pe Dumnezeu, ține cont de Dumnezeu. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur ați fost răscumpărați, din felul de șar de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci, ce transmite Petru în aceste pasaje? Mai întâi spune, dacă vă raportați la Dumnezeu, fiți cu mare atenție că El este Dumnezeu drept, care judecă, și nu lua ușor umblarea cu Dumnezeu, ci ia-o cu reverență, cu frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Al doilea lucru spune, nu te gândi că vei rezolva problemele spirituale cu argint și cu aur. Adică să nu crezi că dacă dai o pomană, că dacă dai un ban, că dacă plătești un acatist, că dacă faci nu știu ce chestii pe care ți le poți permite financiar, o să rezolvi probleme spirituale. Nu se poate așa ceva, nu există. Pentru că spune că noi nu am fost răscumpărați cu lucrurile astea, ci cu sângele sfânt al lui Iisus Hristos. Dar acum, de unde să fim răscumpărați? Și observați afirmația din versetul 18, de care vreau să mă leg, care are de-a face cu mediul spiritual în care ne naștem în lumea aceasta. Ați fost răscumpărați din felul deșert sau stricat de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. Adică un copil care se naște doar pe căi naturale moștenește de la părinții lui deșertăciunea, stricăciunea și tot ce au încărcat ei păcătos în viața lui. Pentru că există o lege a lui Dumnezeu care spune că în bunătatea lui Dumnezeu oprește această stricăciune cu blestemul ei și cu păcatele ei la al treilea și al patrulea neam, dar până la a treia și a patra generație, copiii moștenesc această stricăciune și deșertăciune din viața părinților. Vin cu un bagaj de moștenire spirituală și cu siguranță și cu un bagaj de moștenire sufletească. Ați auzit de multe ori că, nu știu, e rău ca bunicusul sau e încăpățânat ca mamă sa sau e, nu știu cum, ca taicăsul. Păi vă dați seama că nu s-a apucat tatăl de mic, de la 3 săptămâni, de la o lună, 2 luni, 5 luni, un an, să înceapă să-i spună fii rău, fii răutăcios, fii cu gura mare, fii răzvrătit. Nu s-a apucat. Pur și simplu, inclusiv partea sufletească, cum vezi că seamănă fizic cu ochii mai mari sau mai mici în funcție de mamă și tată, așa seamănă și sufletește. Cu inima mai mare sau mai mică, mai rea sau mai bună, în funcție de mamă și de tată. Deci avem o moștenire fizică care se întruchipează pe copiii noștri, avem o moștenire sufletească cu privire la trăsăturile și caracterul nostru și avem și o moștenire spirituală. Cum poți să pregătești mediul spiritual al unui copil dacă lucrurile astea se întâmplă natural? Păi foarte simplu. Pentru că Galateni 3:13 spune că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, tu fiind într-o relație cu Hristos, poți să revendici răscumpărarea pentru viața ta și pentru acel blestem generațional pentru copilul tău. Dragi părinți, dacă știți că ați făcut lucruri nefăcute, pe care nu vreți să le vedeți în copiii voștri, dacă nu vreți să vină consecințe, toate aceste lucruri, luați-le, puneți-le înaintea lui Dumnezeu, cereți iertare, cereți puterea sângelui sfânt să acopere și să rupă, să facă o răscumpărare din acest blestem ca acel copil să se nască într-o moștenire generațională, duhovnicească. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și asta înseamnă că generaționalul nostru spiritual începe de la Hristos.
Și dacă copiii s-au născut, deja Rebecca era născută, nu e prea târziu ca să faceți, dacă vezi că în copilul tău, nu știu, este neascultare sau răzvrătire sau lucruri care deja depășesc sfera doar de personalitate și temperament. Pur și simplu, prin credință, dacă e nevoie, pune și câteva zile de post în unitate cu familia, cu soțul, cu soția. Roagă-te ca Dumnezeu să scoată de acolo și primul pas pe care poți să-l faci, asigură-i copilului tău un cadru duhovnicesc spiritual. El nu știe că e mic, dar tu știi ce ai de făcut. Scoate-l din acea moștenire generațională, de la strămoși, de la părinți. Viețuirea asta, deșartă, de la părinții voștri. Și aici spune cum? Cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Răscumpărarea asta se face doar prin sângele lui Iisus Hristos. Și te rogi, pe baza jertfei și a sângelui vărsat pe cruce, mă rog a copilul meu să fie răscumpărat din toate aceste consecințe, din toate aceste păcate, din toate aceste apucături sau caracteristici nedumnezeiești, neduhovnicești pe care le-ai văzut în viața ta. Și asigură-i o moștenire spirituală în Hristos. Deci primul lucru, asigură-i mediul spiritual la naștere și în copilărie să fie liber de orice moștenire din urmă. Al doilea lucru care are de-a face cu ceea ce construiești în el, Proverbe 22:6 și chiar pasajul actual din Deuteronom spun cam același lucru. De exemplu, în Deuteronom, citise mai devreme, zice așa: aceste porunci să le ai în inima ta, deci mai întâi să le ai tu, și apoi să le întipărești în mintea copiilor tăi. Adică principiile lui Dumnezeu. Învață-i. Învață-i. Și aici spune: când ești acasă, când pleci în călătorie, oriunde te duci, du-te cu principiile acestea din inima ta și vorbește copiilor tăi despre ele. Dacă îl recunoști pe Dumnezeu ca autoritate supremă și hotărăști să-i te supui lui Dumnezeu, atunci vei ține cont de cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Nu se poate să spui: da, eu cred în Dumnezeu și mă supun lui Dumnezeu, și nici nu știi măcar ce spune Dumnezeu în Biblie, în cartea Lui, și nici nu te interesează să înveți ce spune Dumnezeu și nici nu vrei să respecti ce spune Dumnezeu pentru că tu crezi că ai idei și păreri mai bune. Asta e mândrie, egoism, răzvrătire, orice altceva, dar nu este credință și nu este respectarea lui Dumnezeu. De foarte multe ori, învățând de la Domnul Iisus, care El a vorbit în pilde, eu dau o pildă pe înțelesul nostru de astăzi. Când Domnul Iisus dădea acele pilde, ele erau foarte relevante pentru vremea Lui. Cu semănat, cu secera, toți oamenii făceau lucrul ăsta. Acum, de aici, mai puțin dintre noi mergem cu sapa să semănăm și să secerăm. Dar foarte mulți dintre noi conducem mașini sau cel puțin ne încredințăm în mâna unor oameni care sunt la volanul unei mașini, că e Uber, că e taxi, că e ce-o fi, un șofer de autobuz, te pui și ai încredere că omul acela, sau tu dacă ai un permis de conducere, știi că vei ajunge la destinație în baza unor lucruri pe care le-ai învățat. Cum vi s-ar părea ca legile acestei țări, pentru că sunt niște legi spirituale și noi când ne raportăm la Dumnezeu, ne raportăm în baza unor legi spirituale. Cum vi s-ar părea ca legile acestei țări să zică: uite, știi ce? Fiecare puteți să vă luați permisul de conducere după părerile și sfaturile pe care le auziți de la oricine. Dacă unul spune: vezi că aici ar fi bine să faci dreapta, faci, vezi că dacă e culoarea cu tare, unul spune că e pentru frână, altul spune că e pe accelerație, altul spune să o lași din inerție, fiecare îți dă sfaturi. Cum vi s-ar părea să mergi după ce te duci și întrebi pe toată lumea cam cum ți se pare ție că ar trebui să conduci? Și omul spune: fiecare cum simte în sufletul lui. Relația cu condusul e una pe care îți cunoști mașina, simți în sufletul tău și cum te călăuzește pe tine mintea și lumina, așa să conduci. Slavă Domnului că și așa că avem niște legi fixe, în București se conduce cum se conduce. Dar dacă ar mai fi și după aceste principii, pe care mulți le folosesc în lumea spirituală, adică fiecare își conduce relația cu Dumnezeu cum crede el cu sufletul lui, și nu pune mâna
pe codul rutier, pe legislație, să vadă ce spune, care sunt măsurile, pentru că urmează un examen. Și dacă nu iei acest examen, nu vei fi admis și nu vei putea să primești un permis de conducere. Și dacă conduci fără permis de conducere, ori ajungi la pușcărie, ori ajungi în cimitir, pentru că faci un accident și s-a terminat cu viața. Dragii mei, de ce spiritual credeți că ar fi altfel? Dacă pentru permisul omenesc de conducere sunt niște legi, niște principii și este o carte care se numește codul rutier și din acea carte toți șoferii trebuie să învețe. Nu mergi cu bunicul care spune, mie mi se pare așa, mergi cu un vecin care spune, eu conduc așa. Nu așa se învață șoferia, ci se învață după niște principii bine date. De ce credeți că viața de credință s-ar învăța în stilul ăsta? Părinților, ca să puteți să vă educați copiii în legea și în dragostea lui Dumnezeu, mai întâi voi trebuie să îl cunoașteți pe Dumnezeu în profunzime. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea ta. În Noul Testament Iisus Hristos mai adaugă și spune și cu tot cugetul tău, cu toată conștiința ta. Adică să îl iubești pe Dumnezeu cu tot ceea ce ai și tot ceea ce poți. Și de aici se pune temelia unei educații sănătoase din punct de vedere spiritual pentru un copil. Ca să poți să-l crești pe un copil în voia lui Dumnezeu, tu ai nevoie să-l iubești pe Dumnezeu și să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. Dacă ești un părinte superficial din punct de vedere spiritual, nu vei putea să-ți crești copilul în statornicie, în adevăr, cu responsabilitate, ci îi vei livra copilului din superficialitatea ta. Îi vei livra copilului ceea ce crezi și ți se pare ție. De aceea, dragi părinți, ne îndemnăm prin ajutorul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, să ne adâncim în dragostea lui Dumnezeu și în ascultarea de Dumnezeu. Astea sunt cele mai mari chei ale educației copiilor. Și spuneți, bine, dar n-ai vorbit despre copii. Nu. Ca tu să fii un bun educator, mai întâi trebuie să te educi pe tine. Mai întâi trebuie să faci pentru tine aceste lucruri. Să fii tu în locul în care cere, în care vrea Dumnezeu. Și îmi place foarte mult, versetul 6 spune, aceste porunci, aceste principii pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Asta înseamnă relația cu Dumnezeu. Să fie în inima ta, să nu fie doar în mintea ta, doar niște legi, ai voie, n-ai voie, ai voie, n-ai voie, stânga, dreapta. Ci să fie în inima ta, să fie o descoperire a inimii lui Dumnezeu, a caracterului lui, a felului în care Dumnezeu se arată pe sine în Scripturi. Și după Scripturi Dumnezeu se arată și personal, ți se descoperă în relația, în experiența pe care o ai, prin rugăciune, prin cunoaștere, prin ceea ce aplici și vezi că Dumnezeu se implică și aduce acele răspunsuri, acele binecuvântări, îl cunoști mai mult pe Dumnezeu și mai mult pe Dumnezeu. Și atunci, aceste porunci, aceste principii rămân în inimă, nu doar la un mod rigid, în minte și în cunoștință, ci în inimă, în trăire, în dedicare. Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Decupaj din Realitate. Așteptăm în continuare materialele voastre la adresa info@alfaomega.tv. Sunt Adina Muntean, pe săptămâna viitoare la Decupaj din Realitate.